Duminică 1 august 2021 mă aflu în localitatea Florești din județul Prahova, la centrul de îmbarcare a porumbeilor pentru maratonul Colombofil Extrem de la Tartu. Acum stau de vorbă cu un campion al județului Prahova și al țării. Este vorba despre domnul Dumitrache Mihai din Puchenii Mare, exact. Ce faceți, domn Mihai? Ce să facem? Am venit să participăm și noi la cursa aceasta mai deosebită. E primul an când zburați la Tartu sau ați mai zburat? Primul an, nu. Nu. Ce ați adus? De regulă nu. Ce aveți mai bun acasă sau ce nu v-a venit? 50-50. 50-50, nu? Câți porumbei? 4. 4, nu? Mascul, femele? Dați-ne mai multe detalii despre ei. 3 mascul și... Nu, 3 femele și... 2 femele și 2 mascul. 2 femele și 2 mascul. 3 femele și una am lăsat acasă. În ce condiții ați adus? Bune, nu? De sănătate. Zburați văduvie, natural văduvie? Văduvie, da. Porumbii trebuia să plece la Harkov. Și le-a schimbat destinația, nu? Le-a schimbat destinația. Din ce an sunt? Bătrâne cu experiență? Bătrâni? Bătrâni, din 2017 masculul, 2018 femeile. Am văzut că arată foarte bine din punct de vedere fizic. Nu vă place cum arată? Îmi place, dar porumbii arată bine când vin acasă. Când vin acasă. Pe podium, mai ales acolo. Așa e, aveți dreptate. Acolo sunt și frumos și... Cum s-au mișcat anul? S-au mers bine la concursuri? Bine, se putea și așa. Mai bine, nu? Da, am avut un an în 2020, mi-am avut foarte grav bolnav, pandemia, am fost pe la București, pe la... Da. Deci am pierdut toți campionii, toate palmaresurile, am luat exact de la zero, la cât am... Vă cred, da. Da, da, deși plecăm iarăși cu pași. Da, dar dumneavoastră plecați repede și frumos așa când plecați. Că aveți păstări de calitate, aveți multă experiență, știți să vă... Nu, asta și sunteți. E loc și mai dă mai bine, sunt și alții mai... Nu, sunteți un om modest, tot timpul ați fost o persoană modestă. Sunt și alții mai buni, sunt mai foarte buni. Sunt. Se rotesc, cum să zic. Noi în fiecare an nu pot fi aceiași... Da, nu te aștepți atunci și vin și rezultatele mai bune. Da, așa e. Cu puii cum stați la momentul ăsta? Cu puii... Ați reprodus ce vroiați? Stați bine din punctul ăsta de vedere, calitativ? Sunteți mulțumit de lot? Da, să zicem deocamdată. Perechi noi ați făcut anul ăsta sau ați mers întotdeauna? Întotdeauna perechi noi, nu? Și un pic de sânge și schimbam. Ce ați mai băgat în ultimii ani pe la matcă? Sincer să fiu, ne ducem după porumbeii lui Răposatul. Lui Marian Mitrache? Da. Am luat cu mai mulți colegi. Ați mai luat și faceți în ultimii 3 ani de zile perechieri comune, nu? Sau? Da, au, de acolo au și mers. Da, pe ce linie de la Marian? De la domn Marian? Pe 4-4-4, aia lui, pe toate, pe aproape tot am... Ați reușit și ați adus, nu? Da, da, aproape tot ce a avut el. Bravo. Până la Tartu cât aveți? 1400 și? Aproape 1500, nu? Dacă e prima etapă care joc, nu știu exact să... E un concurs dus, să știi, un concurs greu. Da? Concurs de anduranță. Dar știu că dumneavoastră aveți păsări pregătite. Cu penajul cum stați? Foarte bine. E bine, nu? La penaj ați reușit, i-ați ținut cum trebuie, nu? Nu știu ce să mai zic cu chestia asta. Depinde de an, depinde de... O să le fac și am mers cam ce am dat anul trecut, am dat și anul ăsta și anul trecut, dar am... Au căzut, nu? Care am avut, da. Eram la 3 etapă, acum sunt la 2-a pană, cel mai mult la 3-a pană. Ah, da? Da, da. Și dacă vreți să vă spun, chiar îi spuneam un coleg care am venit, fără zaluzele, văduvie, fără nimic. Da. Altceva, vedeți, alt an, da? Da, da, da. Același tratament cu toate astea, da. Metode de năpârlire diferite, da. Diferit, foarte diferit. Cred că undeva bine, anul trecut vorbim de plecare mai târzie. Da. Acolo poate a fost o greșeală undeva. O săptămână, două mai târzie, ai stat pe mâncare... Da. Bună pe ei pe întreținere și a explodat. Da, 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 așa. Aici dacă a dat un pic de greu, așa. Ce să zici? Noi vă dorim mult succes, știu că sunteți un crescător foarte valoros, tenace așa și perseverent. Sunt convins că o să obține și anul ăsta un rezultat bun la Tartu. Să dea Dumnezeu să fie. Și la final, de sezon, domnul Mihai. Care e bun să fie dovedească. Să dovedească, să fie în top, da. Să-i ferească Dumnezeu de rele și restul. Da. Toate cele bune vă doresc, numai bine. Și... Numai bine, o să mai trec pe la Puchem pe acolo, pe la dumneavoastră. Da. Așteptăm când... Sigur că. Toate cele bune, domnule. Numai bine. Numai bine. Să